M-am despărțit de Ioana. Ce faci, bani? Simți că ai plecat la Sebi când avem noi discuția noastră? Nu mai poate trăi așa și m-a dat afară din casă. Nu știu, mereu am simțit că noi de-am avut așa o conexiune. Se pare că sunt grasă? Doar vorbeam. Te-ai dat la Madeline? Salut, eu sunt Gami și bine v-am găsit la un nou vlog, fraților. Bine, astăzi eu și Ioana ne-am despărțit. Da, fraților, este oficial. Pentru 24 de ore eu și Ioana suntem despărțiți și le vom face cea mai tare farsă prietenilor noștri să vedem cum reacționează la despărțirea noastră. O să ne testăm prietenii și o să le testăm fidelitatea în prietenia noastră. În prietenia ta cu ei, că majoritatea prietenilor noștri sunt prietenii tăi și nu o să mai vorbească cu mine dacă ne-am despărțit. Exact, sunt tare curios câți prieteni ai mei o să-mi ia partea în acest conflict inventat. Și hai să nu mai stăm la foarte multă vorbă, să intrăm direct în pâine. Ioana se va urca în mașină cu Madeline și va monta acest GoPro undeva super, super ascuns. Poate îl dăm jos de pe ventuză, nu știu cum să-l facem, să-l ascundem, să nu-l vadă. Ioana o să se dea încet, încet la Madeline, să vedem reacția lui Madeline, să vedem dacă el este un prieten adevărat sau nu. Montăm camera în mașina lui Madeline și după aceea vreau să aflăm cât de bun este prieten Madeline. Și ce ori zice să mă de la magazin? Vezi, mă uite, mai zice ceva sosuri, nu? Cred că da. Bă, să știi că oricum ai fost foarte drăguț că ai fost să mergi cu mine la magazin. Gen, foarte, foarte drăguț. Nu, dar așa ești tu, gen. Mereu ești un băiat super drăguț. Sărut mâna, mă. Adică, de fiecare dată dacă m-am nevoie de ceva, am putut să apelăm la tine și cu mine ai fost super drăguț de că ne-am cunoscut. Nu știu, mi se pare că ești mai drăguț decât ar fi un prieten, știi? Gen, ești altfel. Ești mai mult decât un prieten pentru mine. Frățor. Nu știu, mereu am simțit că noi de-am avut așa o conexiune. Dar ce faci? Nimic, doar vorbeam. Ești ok? Da, tu nu ești ok? Ba da, sunt foarte, foarte ok, dar gen, ce faci? Gen, atât vreau să știu ce faci. Păi doar vorbeam așa și noi, nu ce are. Deci eu întorc și te duci în cine vrei tu la magazin. Dar n-am cum să... Nu e ok ce faci și așa. Nu știu, dar simțeam așa că e un vibe între noi. Noi... niciun vibe, suntem prieteni și mi se oricum pare corect. Oricum pe Andrei n-are cum să-l deranjezi, că gen, noi ne-am despărțit. Ok, nu o să mă pot să întreb de ce sau ce și cum, pentru că pe mine mă deranjează acum momentul de față altceva. Nu mă interesează, adică, nu știu, că v-ați despărțit sau ceva, dar dacă Gami e prietenul meu și tu ești prietena mea și așa, dar nu se poate așa ceva, adică... Păi da, dar dacă nu mai merge acasă... Păi, nu, nu accept nesimțirile de genul și o să pun, nu știu, gen punct după ei la faze de genul, că nu-mi convine, adică nu e ok. Ce, ba da, mie mi s-a părut... Nu, dar mi se pare că a fost o nesimțire, că nu pot să spun ție în față că ai fost o nesimțită sau ceva. Nu, a fost o nesimțire și îmi pare rău, nu știu. Păi, nu știu, mie vorbești tu, mereu mi se pare că nu-i de reamintești și... pe mine și nu înțeleg. Da, dar trebuie revii tu, prima oară trebuie să-ți revii tu și după aia vorbim. Adică, dacă eu cu Andrei mai sunt împreună, de ce nu ai vrea tu să fii mai apropiat? Dar nu mă interesează, pentru că nu doresc, nu se poate așa adică, ceva, eu sunt un prieten. Se pare că sunt grasă? Am o Madeline. Te rog frumos să mergi singure. Ioana, eu nu vreau să mă cerc, nu pot să mă cerc cu tine că ne cunoaștem de atâta timp. Te rog frumos, du-te păi jos. Păi tocmai dacă ne cunoaștem de atâta timp, nu ne cunoaștem okay. mai bine dar de atât? Dar nu este ok, nu este ok. O să-l sun pe Gami și o să-i spun să se ducă la magazin. Nu ai ce să-i spun Gami, lasă-l. Ba da. Și nici așa dacă suntem despărțiți, ia, nu? Ia, te rog frumos, iubita, fosta, iubita, ceeași, v-ați înțeles voi și așa mai departe. Eu ce-am pățit? Eu sunt foarte bine și vreau să mă duc în treaba mea, mergeți voi la magazin și ne vedem în altă zi, vorbiți voi și vă descurcați. Dar ce s-a întâmplat? N-aveau suc? Doar vorbeam și noi și vorbiți voi, nu pot să zic eu mea acum ce s-a întâmplat sau ceva, zice ea și ne auzim, hai. Vă rog. Ce-ai făcut, mă? Nimic, doar vorbeam. Te-ai dat la Madeline? Hai, vă rog frumos, vorbiți voi. Bă, ce ai făcut? N-am făcut nimic, doar vorbeam și lui Madeline s-a părut că mă dau la el, dar chiar nu mă dădeam la el. Nu am făcut nimic. Ha-ha, ți-ai luat-o! Cu ce? Tu chiar crezi că noi ne-am despărțit vreodată în viața asta? Nu am cât de prost în puii mei de față cu hai, mă rog. Ia uite-o, ia uite-o camera. Oh! Dar unde dracu ați pus-o acolo? Bă, să-mi fac piciorul și o să atent mereu la mașina mea. Deci vreau să zic că eu am un tac acolo și nu se vede camera. What the fuck? Dar ce s-a întâmplat Ioana cu Madeline? Băi, îți trebuie să vă declar că a fost cel mai penibil lucru pe care a trebuit să-l fac vreodată în viața asta. Ca să înțelegeți, eu nu m-am mai dat la un băiat de 4 ani, așa că efectiv nu știu cum trebuie să faci să flirtezi, nu știu să flirtezi, nu știu cum mă dau la băieți. Și mai ales la unul care este prieten cu Andrei și cu mine. A fost foarte, foarte penibil. Mă bucur că nu s-a întâmplat nimic, nu mi-a dat o palmă sau ceva. A fost chiar finuț. Cum era să se dea și el la tine după aia? Imposibil.
În primul rând e mai scunde ca mine. Asta așa ca paranteză. Și în al doilea rând toți prietenii noștri sunt atât de loiali încât credeți mă că nimeni și-ar băga între noi vreodată. Și oricum toată lumea știe că noi doi nu ne-am despărțit niciodată. Prieteni, după cum vedeți, machiajul meu de suferință este gata. Mi-am intrat foarte bine personaj, par toată plânsă. Iar acum o să o sunăm pe Smaranda ca să-i spunem că Andrei m-a înșelat și că e un nenorocit și că ne-am despărțit. Să vedem ce reacție o să aibă. Ce faci, boss, mă rog? Ești ok? Bă, nu. Nu crezi. Bă, nu știu, cred că ne-am despărțit eu cu Andrei. Cred că ne-am despărțit eu cu Andrei. Ne-am certat foarte tare azi dimineață și a plecat. Și-a luat bagajul și a plecat. Ți-a luat tot? Ți-a luat o parte din lucruri, dar nu cred că mai vine înapoi. Mamă, acum nu cred așa ceva, chiar nu cred, de ce v-ați certat? Păi, a ieșit el cu băieții și cred că m-a înșelat. Unde? Când? Mi-a povestit Zbâr că au ieșit ei acum vreo două seri și au zis că el n-a ajuns acasă odată cu ei, știi? Și eu credeam că e cu ei, dar nu era. Cel a mai rămas acolo, nu știu ce a făcut. Nu cred că te-a înșelat. Sunt 99,9% sigură că nu te-a înșelat. Păi și ce crezi că a făcut? Că el a rămas acolo și m-a mințit gen că el pleacă acasă, dar n-a plecat acasă. Și ăștia mi-au spus că n-au fost cu el. Și ne-am certat foarte tare și a plecat. Păi și el ce spunea? Păi nu l-am întrebat. A zis că nu e adevărat, că s-a văzut cu un prieten, dar nu cred că s-a văzut cu niciun prieten, că el n-are prieteni. Mă, Ioana, dar cu cine n-ai văzut să te înșele? Păi nu știu, poate... Nu e adevărat, nu cred. Poate a văzut și el o fată acolo, un club sau ceva, nu știu. Nicio șansă. Absolut nicio șansă. Dar stai puțin, v-aș certa atât de rău încât el și-a luat bagajul și a plecat. Da, eu cred că se simte vinovat sau ceva. Trebuie să zic, mă, că e păcat că au trecut atâtea ani și am făcut atâtea chestii împreună, că acum să ne despărțim pentru o seară în club. Eu nu cred, nu știu, mai afli și tu, că e ușor să afli. Mă, dar chiar ne-ai simțit, adică după câte am făcut pentru el, el pleacă la alta, adică pe bune. Chiar ne-ai simțit. Dacă chiar a făcut chestia asta, da, chiar e nesimțit, dar dă-l naiba, nu te mai gândi acum. Ce faci, mără? Am văzut camera acum 5 secunde! Se simțeam în... Băi, da, aveam așa o fază impresie că nu e adevărat. Știam că nu ai face așa ceva. Normal, eu sunt un băiat de nota 2000. Adică, cum să-mi înșel eu iubita? Nu se poate așa ceva. Da, jur că aveam așa o presimțire că e ceva fake la mijloc. Bă, fraților, eu m-am gândit din prima că Smaranda nu o să creadă că Andrei m-a înșelat, pentru că știți foarte bine și el este pentru noi cel mai bun și cel mai probabil i-ar spune Smarandei dacă s-ar întâmpla ceva. Deci, dacă aș afla că Andrei m-a înșelat, mi-ar confirma măcar o persoană. Ce nu cred că o să se întâmple oricum, nu-i așa? Logic că nu o să se întâmple niciodată. Cred că Smaranda s-a prins că este prank, pentru că i s-a obișnuit ca noi doi să nu ne certăm. Cred că a fost un pic ciudat să afle că ne-am certat atât de tare încât Andrei să plece acasă cu bagajul. Dar da, mă bucur că ar mai rămâne prieten cu mine dacă ne-am despărțit. Băieți, am venit până la Zbâr pentru că vreau să-l rog să-mi arate niște fete cu care a făcut el niște vloguri în trecut, nu știu ce, să-l întreb, zic inițial că poate am nevoie pentru un vlog, după aia zic, nu, întrebam așa doar pentru mine, la la la, ca să-i vedem reacția, să văd dacă zice, bă, dar nu, erai cu Ioana, ce faci, nu știu ce, la la la, îi zic că, știi frate, că ne-am despărțit, că nu știu ce, o să iau camera, o să încerc să o ascund undeva, să o ascund, să o pun oarecum prin casă, fără să știe că filmează, pe un scaun, pe un birou undeva, hai să-i surprindem reacția lui Zbâr să vedem ce părere are că m-am despărțit de Ioana. Auzi, mă, arată și mă fetele ăla care ai făcut clipul ăla cu Mădălin. Ăla cu date-ul? Ăla cu speed dating, așa ea. Că l-am văzut așa, dar nu mai țin minte. Sunt și eu curios băiatul tău, știu ce zic, de puiet local. Da, nu știu, de ce vreți să faci pe Instagram, pe ceva? Oh, bine, gen! Da? Bine! Nu știu dacă vrei, eu întreb pe maică-mea care are numele lor de telefon, dar vrei să filmezi piesă, ce vrei să faci? Nu, mă întrebam așa, pentru mine, știi? Da. Ce arată niciodată? Ce? Ce-i de mașini? Mamă, ce bună e asta! Holy! Stai mă, că am unele forță rău! Ia mă, ia! Și ai pe aici nebun? Arată-mă și tu la fratele tău acolo ceva puternic. Ce vorbim aici? A, e ceva de vară! Bine! Mă, nu știu dacă poți să-i aceea să filmeze ceva cu tine. Păi nu trebuie neapărat să filmeze ceva cu mine, știi ce zic? Nu avem platforma respectivă, adică... Asta stă acolo la... Mamă, bine rău, c***aie! Păi da, dar mai bine oraș pe ăla să le aleagă, că atunci la piesă... Asta e și ideea, nu trebuie să le aleagă Ioana, trebuie să le aleg eu, pentru... Nu? Nu prea înțeleg. Nu fac piesă, să... Și băiatul tău ceva, înțelegi? Păi da, și cu Ioana? Nu mai
mai sunt cu Ioana Gemma. Nu te crede. Bune. M-a înșelat acum câteva zile. Fără mișto, da, am văzut că vorbea cu alt băiat, așa, și... Nu bine, n-am stat să-i cer explicații și așa am zis, hai, direct. Mă rog, am plecat eu. După cum știe casa ei, dar... Și nu te-ai putut. Păi mi-ai stat la de asta am venit și la tine, am valizat, da. Așa și... Bine, da, nu, fără mișto, chiar nu m-am despărțit acum și de asta și întrebam. Eu tot nu te cred. Adică, bă, nu voi vă înțelegeți cel mai bine. Ne înțelegeam. Adică, gen, fii atent, eu eram acasă, înțelegeam, abia ajunsesem acasă, am fost la o filmare și era pe telefon, am întrebat-o cu cine vorbești, nu mi-a zis. Am vrut să ia telefonul să mă uit. Păi nu, că nu mi-a zis cu cine vorbea. Și așa nu se-a plătut. Și după aia am vrut să ia telefonul să mă uit. Nu a vrut să mi-l dea. Bine, ești tu puțin gelos aici. Păi da, da. Gen, tot nu mi-a zis, știi, adică. Și făcea de-astea, că ce te uiți tu în telefonul meu, că de-astea, că nu... Și zis, bă, da, are parola mea de la telefon, parola mea de la toate conturile, adică... Îți dai seama. Nu mă gălești. Am încercat, dar n-am reușit, înțelegi? Și ne-am certat foarte tare și am zis, bă, decât să stau așa, ca fraier. Bă, eu zic că sigur că am păcat, adică... Asta e, mă, n-ai ce să faci, femeile din ziua de azi. Bă, da, nu mai stau acum să mai chinui cu alte relații, cu alte că... Bă, adevărat, dacă nu ai cu ea, nu are rost. Nu merită, mă, ce dracu, toate femeile sunt la fel, ești bun. Da, mă, nu știu, eu oricum cred că nu e o chestie de viitor așa. Ce faceți, mă, am auzit că ne-am despărțit. Bă, ce pură sunt. Bă, dar i-am zis că nu cred, Da, eu ți-a luat partea, a zis că nu crede că... I-am zis că m-ai înșelat, că eu cred că m-ai înșelat. Cu cine te-am și mă? Bă, frate, da, nu mă așteptam la asta. Bă, a fost cea mai cringe experiență să mă dau la mătăin, deci nu-ți poți închipui, a fost groaznic. E mai bine că nu v-ați gândit, bă, ce-ar fi să-i spui lui Mădălin că v-ați despărțit și eu mă dau la zbor. Era prea ciudat, asta nu? Asta chiar era foarte ciudat. Dacă îți faci așa, îmi dau delit la viață, n-ai cum. O să fim frații iubiți. Alabama style, let's go! Fraților, am venit până la Sebi acasă, sunt aici cu o valiză, fraților, să-i spun că vreau să mă mut la el pentru că m-a dat Ioana afară din casă, că ne-am certat foarte tare și că nu mai am unde să dorm. Să vedem dacă mă primește sau nu, este foarte mult ecou pentru că sunt în casa scării. Dar hai să ne luăm valizuța și să mergem mai bine. Ce faci, mă? Oh, buenos dias, mă, Barbaream, tu ce faci? Păi de... mă primești pe mine să dorm la tine? Să dorm la mine? Da. Păi? Păi stai așa să închid ușa. Unde pleci? Deci care e faza? Ioana s-a despărțit de mine și m-a dat afară din casă. Nu cred. Da. Minți. Fără mișto. Minți. Păi am valiza aici, am hainele, măcar 2-3 zile dacă pot să dorm și eu la tine. Minți, mă, cum să vă despărțiți? Băi, că erați perfect, băi, cum să vă despărțiți? Da, și acum fac un vlog să vedem care dintre prietenii noștri m-ar primi gen la el. Da, fără nicio glumă, adică am fost și la zbâr, zbâr m-a refuzat, mi-a zis că nu mai are loc. Și am venit acum la tine să vedem dacă poate tu mă primești. Gen, ideea e că ne-am certat foarte tare și te-a zis că gata, nu mai poate. Bine, știi că eu am probleme cu nervii, mă enervez foarte tare, evident, m-am enervat, am țipat, am început să urlu, să țip, să așa. Și a zis că nu mai poate trăi așa și m-a dat afară din casă. Bă, sunteți nebun, mă. Cum să vă despărțiți, mă, așa pentru orice altă ești nebună? Dar, bă, poți să stai la mine, câte vrei tu, vrei să dormi cu mine în pat? Da, pe canapea. Da, pă, sincer, pe canapea. Sincer, nu e cea mai comodă. Nu e cea mai comodă canapea, dar... Dar eu nu pot să cred, mă, că v-ați despărțit cu nebună, așa bune, da. Mi se pare ireal. Nu era tot, ne lași eu câteva haine să-l supraviețuiesc așa și poți să te ducă, nu știu, maică-mea să ne ia hainele, nu știu, și te vezi cu calculator. Vezi o grămadă de chestii. Păi și alea unde ți le pui calculatorul, toate alea, toate nebunile. Păi nu știu, le mai las până unde o să-mi caut un apartament în chirie, ce să fac acum, adică nu mai am ce să mai fac acum, vezi. S-a mutat cineva în apartamentul în care am stat, am zis că am crescut iarba, adică s-ar putea să, nu știu, le iau pe ăla, nu știu, înapoi. Nu fă nimeni. Ia, de să văd iar. Ah, ceva cu ăsta mă bărberesc și eu. Ce faci, bă, nesimțitul? Ai plecat la Sebi când aveam noi discuția noastră, nici măcar n-ai vrut să vorbești cu mine, ai plecat așa ca nesimțitul. Ce? Nu mai înțeleg nimic. V-ați despărțit? Noi doi vreodată, niciodată. Puteam să jur, bă, puteam să jur!
Ți-ai n-ai cum, n-ai cum, bă, și eu chiar am văzut pe Gemma la cap, am zis, mamă, să crezi așa ceva, este cea mai... Cum ai putea să crezi așa ceva? Păi nu, și-am venit așa cu bagajele după el, așa cu coada între picioare, sub părățele, am zis, ce să fac, eu primesc. Oricum nu mă deranja, că aveam și o companie. Bun, fraților, aici vom încheia și noi acest vlog. Acum pot fi împreună din nou cu Ioana, sper că ești bucuroasă, că nu ne-am despărțit de tot. Prietenii noștri se pare că au reacționat bine la această fărsulică și majoritatea chiar nici nu le venea să creadă. Ai văzut că ne-am despărțit și că e pe bune. Cum adică, ar putea să creadă cineva așa ceva? Pe bune, chiar noi sunteți niște prieteni foarte, foarte buni. Îi mulțumesc și lui Sebi, ai văzut, Sebi m-a primit la el acasă să dorm, adică am fost cu valizuța peste el, nu i-am zis nimic și chiar m-a primit, adică foarte tare. Și noi l-am primit pe el. Normal. E bine, fraților, aici vom încheia și noi acest vlog. Eu am fost Gami, ca întotdeauna, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram, Andrei Gavrilele, follow la Ioana Sfinxul pe Instagram, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!